Mulțumim Domnului, mulțumim fratelui Constantin, fraților, surorilor, sunt poveștile pe care, poveștile noastre, pe care dacă nu erau frați în vârstă, puțin știam din ele și bineînțeles sunt mult mai multe. Trăim într-o vreme când totul e instant, când ne grăbim, când vrem să facem lucruri multe, mari, însă părinții, bunicii, oamenii dinainte aveau răbdare, aveau timp să stea de vorbă, se adunau în centrul satului, se adunau prin case, povesteau, se rugau, cântau și oamenii pot să mărturisească că în vremea aceea se cânta chiar și la câmp. Oamenii erau plini de bucurie pentru că l-au primit pe Domnul Iisus, pentru că păcatele lor erau iertate. Nu trebuiau să mai plătească ei, ci le-a plătit Domnul Iisus la cruce, la Golgota. Și dacă vedeți astăzi oameni fericiți, nu sunt fericiți că au bani, că au, știu, posesiuni, ci sunt fericiți că l-au pe Domnul Iisus în inima lor. Și ne dorim și din cei tineri care sunt astăzi și din sală, Domnul să binecuvinteze cu această fericire care o dă Dumnezeu, noi oamenii nu o putem da, ci Dumnezeu prin cuvântul Lui. Am vrea să trecem la partea a treia, vă rog să mai aveți răbdare, am vrea să avem iarăși un grupaj de cântări și rog corul să pregătească o cântare spre slava Domnului, apoi corul de copii, grupul de fete, corul bărbătesc iarăși va lăuda pe Domnul cu o cântare. Și în urmă vom avea și un cuvânt din partea Domnului pentru zidirea noastră. Și nu știu cum va fi călăuzit fratele Cristi, cuvânt de învățătură, cuvânt de evangelizare. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. După cuvânt ne apropiem de încheiere, vom avea și un moment mai deosebit în adunarea noastră și dorim ca Domnul să dea în continuare har și binecuvântare. Amin.